Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața! A treia zi, a patra zi. Patra zi. La Nufăru. De a doua la Nufăru. Rezultatele foarte slabe. Noaptea n-a vrut deloc să tragă. Hai că poate avem acum un drill frumos la prima oră. Astăzi e 14 octombrie 2024. Sărbătoare mare. Sfânta Paraschiva? Da. Superba cafeluță în delta Dunării, la Nufăru. Măi, ce să spunem despre expediția noastră? Ce să spunem? Da. În ciuda faptului că n-am mâncat peștele, restul foarte frumos. Adevărat. Așa e în pescuit, nu? Adevărat. Oricum, mai avem câteva ore până după amiază. Să vedem cum stau lucrurile. Indiferent cum vor sta, eu sunt mulțumit pentru mini-vacanța noastră. Ieșirea asta, da. De altfel, pentru oricare ieșire. Da. Adevărat! Ieșiți în natură. Foarte frumos. Bucurați-vă de natură. Și un frumos ciortănică, nu? Da. Acum la cafeluță. Ce frumos e! Să mai spun frumusețe. Nicu? E la cafeluță frumos. Nu de așa? E un fir acolo. Super. Gata, drag. Dă drumul frumos. Ai auzit clopotul la tine, tu? Nimic. Că n-au timp să sune clopoței.
Fii atent. Acum ca de plecare? Un murunaș frumos. Păi dă-l la băieți. Vreau să vi-l dau? Pune-l în apă, stă? Pune în găletușa cu apă. Poate dacă știam, am mai avut unul, mi-a dat drumul ăla. Era mai mare ca ăsta. Tot murul așa era, mai mare ca ăsta a fost. Vă las nada asta? Vărs în ceva și o dășetat în ceva, nu ia. La revedere, nu fără. Pa, pa! Gata și pe luna octombrie cu pescuitul, dar nu fărul. Și asta e principal, da? Da. Ce simplu. Și uite, în dreapta e primăria. În stânga noastră, cum ieșim acum. Avem acum cetatea Prislav. Înainte. Punct de reper. Deci aici, în dreptul ăsta. Da. Dar e, a, e lângă, da, poți să ieși, să intri. Uh-huh. E întrerupt acolo. Și următoarea după asta, mă mare. Da. Situl arheologic, nu fără mă. Hei, hei, la revedere, nu fără. Pe luna octombrie 2024. Ne place mult să condărim. Da, da, e frumos. Să cunoaștem locuri noi? Da. Să arătăm locuri noi. Să învățăm împreună. Adevărat. Traseul spre Murighiul. Spre Murighiul, da. Ca să ajungem la... Da, să am schimbat locația, ne mutăm pe Zebir. Din Delta. Da. De aici.
Centru Agricol Zebil. Ai văzut? Am ajuns la Zebil. La Tauc, restaurant. Ai văzut aici că e... Haide. Restaurant cu specific pescăresc. Să mergem acolo pe canal. Da, să ne informăm și noi cum e treaba. Da. Taxă, fără taxă. Și o să vedem cum aici a circulat. Uite. Da. Am plecat și de la Zibir. Da. Am fost pe canal, pe aici nu e baltă, e canal. Deci e închis ăla la Tauca, cum e aici plumești. Da, n-am mai dat voie la pescuit. Și mergem la Jurilovca. La Jurilovca. În expediție. Da.
Dovca. Minipor Jurilovca în față. Chiar bine am ieșit. Foarte bine. Port Jurilovca. Foarte bine. Fabrică de produse pescărești. Din 2 ore. Da. Parcare cu plat. O oră 2 roni, o zi 24 de roni. Jurilovca 2024. Thank you.
pescuit la răpitor? În? În Jurilov. 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 Unde vrei și tu? Continua? Da. Căutăm, căutăm și da. Adevărat. Nu mă știu ce e așa frumos aici. Foarte frumos.
superb. Da. Prietene, am luat legătura cu un localnic de aici care lucrează în port aici și mi-a spus că se poate pescui la liber aici, în port. Octombrie 2024. Jurilovka. Da. Vreme superb am prins aici. Foarte frumos, da. Nu adie vântul. Cum o să las cu mâncă, dacă nu... Super. Adevărat.
Restaurant pescăresc. Mergem să servim ciorbiță, borș de pește, storceal. Ce-au e pe aici? Tradiție și inovație. Unde zici? Afară ar fi, acolo soare. Uite aici o măsuță. Da? Păi da. Acolo, nu aici. Ce ai tu acolo? Ciorbă de pește. Și la mine storceag. Storceag? Da. Hai să avem poftă. Mulțumesc. La revedere, Jurilovca! Dragilor, cam asta a fost expediția noastră de 4 zile în delta Dunării. Superb, la Nufărul, astăzi frumos, la Jurilovca, foarte frumos. Urmează o nouă ieșire în natură. Da. Câteva zile să vedem ce mai organizăm. Vișina. Ceamulia de jos și localitatea Lunca. Casa pescarilor, uite pe aici. Pentru cazare. Ceamurlia. Ceamurlia de jos. Da. Constanța la stânga, Tulcea la dreapta. Nu. Și noi trebuie să mergem înainte, Marie. Să vezi că așa trebuie. Liber dreapta. București înainte, da. Și să vezi tu ce mișto e mișto pe aici. Brăila, Bac, Smurdan și Tulcea. Slava rusă! Slava rusă? Măcin înainte și Babadag la dreapta. Aici Babadag la dreapta.
avem cerchez